săptămână? Dar de unde veniți cu mașina? De la Corbu? Frumoasa tradiție de la început de primăvară continuă la Năvodari. Reprezentanții primăriei au împărțit mărțișoare la sute de angajate ale unei fabrici din oraș. Acțiunea Mărțișorul continuă și astăzi pe data de 2 martie, având în vedere că instituțiile de 1 martie au fost închise, primăria și Consiliul Local a păstrat mărțișoare și pentru doamnele care nu erau la serviciu. Ieri, astăzi am fost în primărie la toate școlile din oraș Năvodari. Acum ne aflăm în fața la Raibest, unde și aici vom oferi mărțișoare cu ocazia zilei de 1 martie, având în vedere că astăzi este 2. Aici sunt multe doamne, în jur de 400 de persoane, care ne-au sunat că ne așteaptă cu mărțișoare cam fiecare an. Gestul făcut de consilierii locali le-a adus un zâmbet pe față sutelor de femei aflate la muncă. Foarte frumos din partea dumneavoastră, nu este pentru prima dată și suntem foarte mulțumiți și în special că suntem băgate în seamă, că suntem numai femei, majoritatea, și suntem ziua mai frumoasă și mult mai senină. Ce, de care vreți să luați de aici? Nu contează. Nu contează? Contează gestul. Gestul contează? Da, da, foarte mult. Ok. Vă dau unul așa pe bleu. Da. La mulți ani să rămână. Mulțumesc. Cum vi se pare gestul? Foarte bine. Foarte bine. Bucurați? Foarte mult. Foarte drăguț din partea lor. Chiar e ok. Nu mă... Da. Chiar mă bucur. Și de 8 martie, doamnele și domnișoarele vor fi în centrul atenției. Autoritățile locale le vor oferi flori.